Coralia, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc și eu organizatorilor Borsa pentru această invitație. Sunt de asemenea onorată să particip alături de toți acești distinși invitați la această dezbatere. Totodată subscriu mesajelor predecesorilor mei, respectiv ale colegilor mei Alina Pulcea și domnul Trandafir, în ceea ce privește contribuția celor din prima linie a medicilor, dar nu mai puțin și în cea a farmaciștilor, am în vedere că și eu de profesie sunt farmacist și nu trebuie să minimizăm și impactul și contribuția pe care farmaciștii au adus-o în această criză. Astăzi aș dori să discut despre un subiect pe care a fost adus recent în discuție și prin recenta propunere a Comisiei Europene referitoare la noua strategie farmaceutică, acel roadmap, foaie de parcurs, care este momentan în consultări și care aduce în prim plan problema disponibilității și accesibilității medicamentelor. Desigur că aceste probleme sunt niște probleme cu care Europa s-a confruntat în ultimii ani și au existat mai multe cauze care au condus la scăderea disponibilității medicamentelor și la scăderea accesibilității sau, mă rog, a creșterii unor prețuri ale unor medicamente în europeană. În acest context, criza COVID a accentuat mai mult aceste situații de shortage, de lipsuri în ceea ce privește medicamentele și, de asemenea, mai multe state, atât europene, dar și la nivel global, au recurs la anumite restricții în ceea ce privește exporturile de medicamente, astfel încât peste 300 de categorii diferite de medicamente au fost interzise la export în această perioadă. Jumătate dintre ele, sau mai puțin de jumătate, având legătură directă cu tratamentul pacienților cu COVID. Chiar și România a recurs la o astfel de măsură în prima fază, restricționând de la export toate medicamentele compensate din România, revenindu-se însă ulterior la această măsură și e fiind pusă la dispoziția noastră o listă pentru care distribuitorii de medicamente au putut să notifice exporturile paralele cu acceptul sau refuzul Agenției Medicamentelor. Criza COVID a demonstrat cât de dăunătoare însă pot fi aceste restricții și interdicții ale exportului, care, dacă sunt făcute într-un mod disproporțional sau inutil, sunt în detrimentul asigurării disponibilității acestor medicamente. Ca și sector, considerăm, deci ca și sector al distribuției paralele pe care astăzi îl reprezint, considerăm că avem convingerea că exporturile paralele nu ar trebui să creeze discontinuități, având în vedere cadrul legal existent atât la nivel european, dar și în România, și anume acela pe care l-a precizat și domnul Trandafir mai înainte, stabilit de către obligația de serviciu public, care practic sau teoretic trebuie să asigure pacienților dreptul și accesul la medicații. Așa cum preciza și dumnealui, însă acest ordin ar putea suferi unele modificări, având în vedere că din 2017 nu ne-a ajutat într-un mod direct de a preveni apariția unor astfel de crize, iar astfel de situații de criză, cum este cea a pandemiei COVID, arată necesitatea existenței unui sistem de monitorizare a stocurilor de medicamente și a monitorizării acestor riscuri de discontinuitate. Foarte clar. Este nevoie de criterii foarte clare și transparente în ceea ce privește stabilirea acestor disponibilități a medicamentului, dar și a modului în care exportul paralel poate sau nu cauza situații de shortage. Toate acestea, cauzele care conduc la shortage, atât în România, dar și la nivel european, se cunosc deja, există un tipar deja cunoscut și anume este știut faptul că motivele principale sunt cele de fabricație și de calitate, iar majoritatea medicamentelor care au un risc de discontinuitate sunt cele generice sau cele ieșite de sub protecția patentului, medicamente vechi, medicamente pe care noi nu le avem ca și în obiectul nostru de activitate în ce privește exportul. Pe de altă parte, în
acest roadmap al Comisiei Europene privind noua strategie farmaceutică europeană se face referire la riscurile și impactul asupra bugetelor sănătății. Desigur că se vorbește despre accesul pacienților la inovație și la facilitarea inovației, dar și a competiției în Europa. Se știe că importul paralel, de exemplu, este singura formă de competiție a medicamentelor brevetate, deci aflate încă sub protecția patentului. În România încă nu au fost evaluate încă toate beneficiile pe care acest import paralel le poate aduce atât bugetelor sănătății, cât și în principal pacienților. Și ne dorim, desigur, să avem discuții cu autoritățile competente în această direcție, chiar referitor la situația pe care a precizat-o domnul Trandafir mai devreme, referitoare la EUTIROC, în condițiile în care exportul paralel era interzis. Chiar s-a văzut care a fost contribuția importului paralel aici, pe lângă faptul că și noi am încercat să contribuim cu atât cu cât s-a putut, donând o cantitate minimă de EUTIROC. Deci ne dorim să discutăm despre aceste beneficii în vedere presiunea care se pune asupra bugetelor sănătății. În continuare, deci ne dorim un cadru legislativ corect, cu criterii specifice și transparente, o evaluare clară a cauzelor de la caz la caz a acestor riscuri de discontinuitate și, desigur, un cadru care să stăm la o masă a dialogului cu toți cei implicați în lanțul de aprovizionare cu medicamente. Mai doresc să fac o mică referire la ceea ce spunea domnul senator Laszlo Attila puțin mai devreme referitor la presiunile care s-au făcut din partea Comisiei Europene privitor la ridicarea restricțiilor de export. Desigur că aceste restricții pot fi impuse atât timp cât sunt încă o dată proporționale și adecvate pe baza unor criterii. Desigur că se urmărește ca aceste medicamente să circule liber în Europa conform prevederilor clare din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene privind libera circulație a medicamentelor. Este o operațiune legală, respectând prevederile legale din România actuale, însă, desigur că dorim să fim implicați în procesul de modificare a acestor ordine care vin să asigure disponibilitatea și accesibilitatea la medicamente. Dacă mai există întrebări, vă stau la dispoziție.